emisiune electorală de promovare. Bună seara, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedorenii Votează, o emisiune electorală de promovare a candidaților care și-au arătat intenția și dorința de a veni în fața dumneavoastră să vă propună proiecte, să vă propună o nouă viziune pentru a dezvolta comunitățile pe care își doresc să le reprezinte pentru următorii 4 ani. Vă reamintesc, 9 iunie, duminică, vor avea loc alegerile locale, dar și cele europarlamentare. Astăzi, alături de mine, l-am pe domnul Lucian Ioan Rus, candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de primar al municipiului Deva. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine m-am găsit și mulțumesc de invitație! Mult a fost, puțin mai este, putem spune, iată, ne mai despart doar câteva zile de marea zi în care toți hunedorenii sunt așteptați la urnele de vot, care ar fi, după cele 4 săptămâni destul de intense, putem spune, de campanie electorală, care ar fi impresiile pe care le puteți împărtăși, iată, acum și devenilor prin intermediul nostru? Da, 4 săptămâni pline de provocări, 4 săptămâni în care am avut șansa să cunosc foarte mulți oameni, am avut șansa să mă întâlnesc cu ei, să discut cu ei și cred că cea mai bună impresie după această campanie este faptul că Oameni pentru Oameni și Deva e Acasă sunt nu doar sloganuri, ci sunt ceea ce noi toți devenii ne dorim până la urmă. Ne dorim un viitor mai bun pentru noi, pentru Deva noastră, ne dorim un viitor mai bun pentru copiii noștri și ne dorim un viitor mai bun pentru toți devenii, pentru toată lumea până la urmă, pentru că cu toții am văzut și știm unde este Deva astăzi și orice ar spune, oricine ar spune, nimeni nu ne oprește să visăm și mai mult decât atât să și facem lucrurile ca cu adevărat să se întâmple, ca aceste vise să devină realitate. În aceste 4 săptămâni ați fost mereu prezent în toate zonele din municipiul Deva, cum este și firesc de altfel, sau cel puțin așa ar trebui să fie o normalitate aceasta, ca cei care vin se prezintă în fața electoratului să fie acolo la talpă, cum se spune, și să ia până la urmă și idei și proiecte din partea cetățenilor, lucru care, pe care de fapt l-au resimțit în mod negativ uneori deveni. Unii dintre ei poate nu s-au simțit suficient de mult ascultați, nu au fost suficient de mult apreciați poate atunci când au venit cu o propunere în ceea ce privește administrația locală. Cum ați simțit dumneavoastră oamenii din acest punct de vedere? Din punctul ăsta de vedere, categoric, cea mai mare problemă a noastră, a devenilor, până la urmă, este comunicarea. Și comunicarea vorbind între administrația locală și cetățeni. Noi trebuie să nu uităm un singur lucru. Noi, și aici mă refer la noi toți cei implicați în politică, noi toți cei implicați în administrația locală, județeană sau centrală, că noi toți suntem în slujba oamenilor. Iar aici cred că este cea mai mare problemă pe care Deva și Devenia a întâmpinat-o în ultimii ani, faptul că administrația locală n-a fost suficient de deschisă față de oameni, de cetățeni. În primul rând de a le înțelege problemele, de a discuta cu ei la masă și după aceea, bineînțeles, de a rezolva problemele cu care locuitorii Devei se confruntă. Aceasta cred că este, și nu cred, e cu siguranță cea mai mare problemă a Devenilor pe care am întâmpinat-o în aceste 4 săptămâni de campanie și de asemenea 4 săptămâni de pre-campanie. E ceea ce noi ne dorim. Este să ne deschidem ca după 9 iunie, atât eu cât și echipa de consilieri locali, echipa mea, echipa cu care mergem înainte pentru un drum corect și un drum bun pentru orașul nostru, este să fim o echipă care să comunice cu oamenii, să discute cu ei, să se pună la masa discuțiilor și a negocierilor ca împreună să găsim soluțiile cele mai bune pentru Deva. Pentru că mare parte din propunerile pe care noi le-am avut pentru cetățenii Devei nu vin doar de la noi, ci vin odată de la echipa noastră, de consilieri locali, de candidați, dar vin în mare parte de la deveni.
Pentru că întâlnindu-ne cu ei, discutând cu ei la fața locului, atunci am constatat care sunt grijile lor cu adevărat, care sunt problemele lor cu adevărat, urgențele, și atunci, din 9 iunie, ne apucăm de treabă, astfel încât să facem aceste lucruri să se rezolve, să devină realitate și să fim acel partener al cetățenilor, al partener al devenilor de care aceștia au nevoie. Ați subliniat un aspect foarte important, partener al devenilor, partener al cetățenilor. Până la urmă, uneori se simt cumva dați la o parte, nu neapărat DEVA sau UNEDOARA sau în orice zonă a județului sau a țării. Uneori, depinde de zonă. Oamenii sunt cumva așa dați la o parte, sunt buni în acea zi de vot, iar mai apoi vocea lor nu mai este ascultată. Da, și este o supărare mare a noastră, a devenilor, treaba asta, pentru că noi trebuie să fim permanent, și noi aici vorbesc de administrația locală, trebuie să fim acel factor de echilibru permanent implicat în viața cetățenilor și în viața urbei, pentru ca să putem fi acolo prezenți, pentru a putea identifica problemele și pentru a fi permanent la dispoziția oamenilor pentru a le rezolva. Pentru că noi trebuie să înțelegem că atât primarul cât și administrația locală este în slujba cetățeanului. De aici trebuie să începem și mai mult decât atât trebuie să fie acel partener de discuție, acel partener de a găsi soluții și de a identifica problemele cu care oamenii se confruntă, astfel încât să venim în întâmpinarea lor cu soluții corecte. Și nu din 4-4 ani, dar dragi deveni, trebuie să o facem permanent, trebuie să o facem tot timpul, pentru că slujba noastră, administrației locale, este să fim în slujba, de fapt, a dumneavoastră, a devenilor. Vă luați acest angajament acum 100%, în fața devenilor că 100% nu veți schimba acest lucru? Din prima zi, dacă devenii 9 iunie îmi vor da șansa să fiu primarul lor și să am alături de mine echipa de consilieri locali pe care o propun, oameni cu experiență, oameni cu entuziasm, cu tinerețe, cu expertiză, noi asta ne dorim și asta ne propunem. Nu să fim acei oameni care se întâlnesc doar din 4-4 ani, ci permanent, constant, să fim alături de oameni, să fim în slujba devenilor. Dacă mâine ați fi primarul DEVA, care ar fi primele trei priorități pe care le-ați avea pentru deveni și pentru a dezvolta și mai mult această comunitate? Da, asta este o întrebare care mi s-a pus chiar în precampanie, pentru prima dată, și nu mi-am schimbat părerea, tot așa vreau să fie primul lucru, intrările în DEVA, intrările în orașul nostru, pentru că orașul nostru este casa noastră. Orașul nostru trebuie să fie sufletul nostru, iar intrările în DEVA sunt cartea noastră de vizită. Atunci când mi s-a pus această întrebare și am ajuns acasă, soția mea m-a certat destul de tare, zice, da măi, atâtea probleme are orașul nostru, atâtea probleme și tu ți-ai notat atâtea lucruri și ai făcut atâtea strategii, cum să răspunzi intrările în DEVA? Și să știți că nu mi-am schimbat părerea și nu mi-am schimbat părerea pentru că am plecat la drum cu sloganul DEVA este acasă. Iar noi trebuie să ne ocupăm de DEVA ca și de casa noastră. De aceea cred că cartea noastră de vizită sunt aceste intrări în DEVA pe care trebuie să le facem frumoase și primitoare în primul rând, pentru că cei care vin să ne viziteze să poată să zâmbească și să poată să spună, uite ce oraș frumos și primitor, pentru că prima impresie contează foarte mult. Mai mult decât atât, să fii gospodar înseamnă să fii un om care dai atenție la detalii, care dai atenție la familie, care dai atenție la lucruri care contează cu adevărat pentru fiecare, iar DEVA este casa noastră, este extrem de important pentru noi să ne purtăm cu orașul nostru ca și cu casa noastră. Acesta ar fi primul lucru și, așa cum am spus, nu mi l-am schimbat, chiar dacă poate mă va certa din nou soția mea, dar povestesc acest lucru de multe ori cu oamenii prin cartier, pentru că și sloganul DEVA este acasă n-a venit decât din suflet, n-a venit decât din imboldul meu de a mă implica în această campanie electorală, din dorința de a veni alături de deveni și de a îmi aduce toată energia, puterea și toată aplicarea spre a rezolva problemele DEVA și a devenilor. Poate par vorbe mari, dragi deveni, dar cu siguranță vă asigur că asta simt și asta îmi doresc și această campanie mi-a dovedit de-a lungul celor 4 săptămâni că eforturile atât ale mele cât și ale noastre nu sunt în zadar și avem o speranță, avem o șansă foarte mare
cu adevărat să facem din Deva casa noastră, pentru că Deva este acasă. Așadar, cele două porți de intrare în municipiul Deva este le propuneți și devenilor să vadă o schimbare din acest punct de vedere. Și să știți că peste tot pe unde am discutat, devenii sunt de acord pentru că și ei simt același lucru. Mai mult decât atât, al doilea lucru pe care va trebui să-l facem este să ne purtăm și venind în aceeași direcție cu Deva ca și buni gospodari. Să întreținem și să avem grijă de tot ce avem. Este un lucru extrem de important pentru noi și trebuie să dăm atenție la tot ce avem în momentul de față, la tot patrimoniul nostru, exact la fel ca un bun gospodar, așa cum facem noi, fiecare dintre noi, în casa noastră. Pentru că avem parcuri, dar nu sunt reținute, avem locuri de joacă, dar nu sunt în cele mai bune condiții toate. Trebuie să ne facem confortul nostru al devenilor, să ne cadă bine să ieșim în orașul nostru, să ne simțim bine alături de vecinii noștri, de prietenii noștri, de oamenii pe care îi întâlnim din Deva și cu care vrem să stăm la o discuție, să socializăm, pentru că e un lucru important pentru noi oamenii, mai ales în secolul ăsta al vitezei, să avem și acele locuri de întâlnire corecte, să avem și acele locuri de întâlnire unde să putem să ieșim cu copiii noștri, să putem să ieșim cu părinții noștri sau cu bunicii noștri. Și să nu uităm, pentru că copiii reprezintă viitorul și atunci când investim în viitor, trebuie să dăm atenție copiilor, atât din punct de vedere educațional, cât și din punct de vedere al perspectivei pentru viitor. Și mai apoi, o a treia chestiune care poate ar fi la fel de importantă, să spunem, pentru a schimba ceea ce vă doriți, să schimbați dumneavoastră și devenii cu care ați discutat. Nu neapărat pentru a schimba și pentru a face ceea ce ne-am propus în strategia de dezvoltare orașului nostru, e un lucru pe care aș vrea să-l fac dacă devenim, vor da șansa ca pe 9 iunie să fiu primarul lor, aș vrea ca în prima săptămână să merg prin toate acele locuri prin care am fost în această campanie electorală. Aș vrea ca tot ceea ce eu mi-am notat împreună cu colegii mei să vedem că sunt lucruri corecte și reale și să vedem de unde să ne apucăm de treabă, pentru că nu mai avem timp de pierdut. Trebuie să o facem din prima zi. Și promisiunea de a reveni în cartiere vreau să-mi o țin chiar din prima zi și vreau să dovedesc devenilor că se poate și altfel, că speranța pe care noi cu toții o avem nu este în zadar și că această speranță devine realitate. Și devine realitate nu numai prin vorbe, ci prin fapte concrete. Iar atât eu, cât și colegii mei, vrem ca în prima săptămână să mergem în fiecare cartier, să ne întâlnim cu oamenii, să ne povestim cu ei, să discutăm cu ei și să ne apucăm cu adevărat de treabă pentru a face lucrurile cu adevărat să se întâmple. În ultima perioadă, atunci când oamenii aud de politică, de politicieni, tind așa să facă un pas în spate din vari motive. Așa este, dezamăgirea este mare și supărarea este mare la câte probleme avem. Cât de mult contează calitatea umană în politică și administrație? Cred că este esențială și fără a avea calitate umană, n-ai ce să cauți pe fotoliul de primar. Fără a avea calitate umană, n-ai ce să te implici și să faci pentru oameni. Așa cum suntem, cu bune și cu rele, că până la urmă nimeni nu-i perfect. Dar ceea ce trebuie să conteze cel mai mult este acest spirit civic care să ne determine să ne implicăm și să ne punem toată energia și puterea în slujba oamenilor și a cetățenilor. Trebuie să înțelegem și eu de aici am plecat, dragi deveni. Am plecat de la a nu candida împotriva cuiva. Am plecat de la a nu face lucruri împotriva cuiva. Eu am plecat în această campanie și dacă m-ați urmărit în această campanie, ați putut să vedeți că eu m-am implicat ca să fiu pentru Deva și pentru Deveni acel om pe care Deva are nevoie, de care Deva are nevoie și nu vreau să fiu fals și nu vreau să fiu lipsit de modestie, dar așa am venit în această campanie, așa mi-am asumat această campanie să o fac pentru Deva și pentru Deveni. În primul rând pentru familia mea, pentru copiii mei, în primul rând pentru noi, toți vecinii, prietenii, cunoștințele și devenii care locuim în acest oraș frumos. Să-l facem și să-l ducem acolo unde este locul. Pentru că Deva merită mai mult și chiar cred că atât eu, cât și echipa de consilieri locali cu care vin în fața dumneavoastră,
suntem o echipă de oameni care ne asumăm lucruri. De o echipă de oameni care vrem să facem cu adevărat ca aceste lucruri să devină realitate. Fapte, nu vorbe. Și vrem ca după 9 iunie să demonstrăm că aceste lucruri sunt posibile. Din păcate, în ultimii ani tindem cumva așa să fim separați noi, ca fie că vorbim de o comunitate mai mică sau mai mare. La un moment dat am dat vina pe pandemie că ne-a mai dezbinat și mai apoi lucrurile au degenerat, să spunem, în această direcție. Poate fi DEVA o mare familie? DEVA este o mare familie și eu chiar cred în treaba asta. Faptul că fiecare are opinia lui, fiecare are dorințele și necesitățile lui și este normal până la urmă, nu înseamnă că nu suntem o familie. Dar vă spun, în această perioadă, mergând printre oameni, toți oamenii țin la orașul lor. Toți oamenii își amintesc cu drag de vremurile de odinioară, când DEVA era considerată unul dintre cele mai frumoase orașe ale României. Un oraș cochet. Chiar dacă mai mic, exact, cochet, elegant, cu o arhitectură deosebită față de celelalte orașe comuniste, ca să spunem așa, și toți se gândesc cu melancolie la vremea când DEVA era chiar un oraș și cochet, și curat, și atât de primitor și de cald. Și mai ales zâmbitor, cum îmi place mie să spun, pentru că zâmbetul e un lucru care te face să te simți foarte bine și atunci când vii într-un loc în care îți place, trebuie să fii cu zâmbetul pe buze. Ori DEVA noastră trebuie să redevină acel oraș care să zâmbească, care să fie primitor, cald, cochet și mai mult decât atât trebuie să fie casa noastră. Ați găsit oamenii aceștia zâmbitori în aceste două luni în care, cum spuneam, v-ați plimbat în toate cartierele municipiului DEVA, ați fost alături de ei? Am încercat foarte mult și cred că cei cu care m-am întâlnit au avut șansa să încerc să-i motivez și să zâmbească. Eu am avut șansa, în primul rând, să pot să le ofer un zâmbet și le mulțumesc lor în special pentru că și eu mi-au oferit acest zâmbet înapoi. Pentru că atunci când mergem cu zâmbetul pe buze, deja parcă avem un pic de altă deschidere ca să putem să avem sufletul și mintea deschisă la a găsi soluțiile pentru problemele noastre, în a încerca să soluționăm din grijile pe care noi le avem și, mai mult decât atât, să avem speranță. Pentru că trebuie să avem speranță într-un viitor mai bun. Și ne uităm, chiar discutam cu mulți dintre deveni, măi, dar cum Hunedoara poate și DEVA nu poate? Ba poate, dragi deveni, și DEVA. Dați-ne șansa ca pe 9 iunie să putem să dovedim că DEVA este orașul nostru de suflet și putem să-l ducem acolo unde este locul. DEVA merită mai mult. Interesul nu doar a tinerilor, ci interesul oamenilor în general pentru această zi măreață pentru unii, acea de 9 iunie, zi în care vor avea loc alegerile, tinde să fie așa în descreștere uneori. Sunt oameni care spun, nu voi ieși la vot, nu are sens să mă duc să votez, indiferent cu cine ar face acest lucru. Alții nici probabil nu cunosc care le sunt opțiunile, deși și noi asta am încercat să facem în toată această perioadă de campanie electorală, să aducem în fața dumneavoastră pe toți acești oameni care au ceva de spus, care vin și vă prezintă proiectele și viziunea dumnealor, dar până la urmă este dreptul lor să voteze. Până la urmă este cumva și obligația lor să iasă la vot. Ce le transmiteți celor care poate au așa dubii în prezent în ceea ce privește acest exercițiu și cât de mult contează numărul celor care iasă la vot? Le transmit ceea ce le-am transmis în fiecare zi, întâlnindu-mă cu devenii noștri pe stradă, să iasă la vot. Și, dragi deveni, votul este un drept câștigat de noi după Revoluție și este important ca acest vot să ni-l exprimăm. Haideți să nu lăsăm să se decidă în locul nostru. Haideți să ne exprimăm părerea și tot timpul asta am încercat să vă încurajez pe fiecare dintre noastre cu care m-am întâlnit, indiferent de opțiunea politică, ieșiți la vot, pentru că este important să ne exprimăm părerea, este important să facem alegerea pentru ceva, nu împotriva ceva. Și exact așa cum v-am spus la început, eu nu am candidat împotriva cuiva sau împotriva unui partid. Eu am candidat pentru un scop, pentru un ideal, pentru o dorință, până la urmă, nu aparat a mea, ci a noastră, a devenilor, de a face lucruri bune pentru orașul nostru. Așa că haideți să ieșim la vot și haideți să ne exprimăm părerea
Pentru că este cel mai important ca să putem să avem această șansă și să ne facem spus cuvântul pentru un scop anume, pentru a face lucruri bune pentru orașul nostru. Iar dacă spuneți de tineri, plăcut surprins am fost în această campanie și nu de puține ori să mă întâlnesc cu tineri care de-abia împliniseră 18 ani și îmi spuneau: și domnul Rus, vreau să vin la vot, vreau să vă votez pentru că credem în dumneavoastră, credem în programul pe care l-ați făcut, pentru că asta îmi și doresc, să ajut tinerii, să fac ceva pentru ei, pentru că investind în tineri, investim în viitorul nostru, al Devei. Și chiar cu studenții, chiar la zilele Devei am avut o întâmplare atât de frumoasă și discutând acolo cu oamenii și socializând, dansând în mijlocul lor, în horă, la un moment dat niște tineri, studenți, stăteau acolo, tot spuneau, vedeam privirile lor că mă căutau cumva și m-am dus la ei și zicea: uite, am stat că am vrut să facem și noi o poză cu dumneavoastră și am vrut să vă cunoaștem, că am auzit multe despre dumneavoastră. Și am povestit un pic cu ei acolo și spuneau, zice: domnul Rus, în ziua alegerilor venim din Timișoara, că atât noi cât și colegii noștri, și vrem să vă votăm pentru că credem în dumneavoastră. Și m-a copleșit acest lucru, pentru că avem noi ca și candidați o responsabilitate foarte mare în spate și nici de cum nu vreau ca să dezamăgesc după 9 iunie. Vreau să demonstrez că tot ceea ce ne propunem sunt lucruri corecte pentru Deva și vreau să le implementăm. Așa cum am spus, vreau fapte, nu vorbe, și vreau acele lucruri să fie atât pentru tineri, pentru ca să-i putem ține la noi în oraș, atât pentru părinții noștri sau pentru seniorii noștri, ca să putem avea grijă de ei, cât pentru noi toți devenii, să avem ceea ce ar trebui să avem ca un municipiu reședință de județ. Putem, chiar putem mai mult. A fost vreo întâlnire cu anumiți deveni care să vă fi marcat în urma discuțiilor pe care le-ați avut? Da, și au fost nu puține. Multe și în sens negativ, pentru că am văzut cât de greu trăiesc mulți dintre concetățenii noștri. De asemenea și în sens pozitiv, când am văzut optimismul și dorința oamenilor de a face o schimbare. Dar ceea ce este important este exact ce am spus mai devreme, să nu uităm ca noi, ca o viitoare administrație, să fim permanent între oameni. Să nu uităm aceste probleme ale oamenilor pe care le-am văzut, pe cu care le-am discutat și a căror rezolvare trebuie să o facem cu celeritate. Să nu uităm nici acolo unde am discutat și împreună cu oamenii ne-am propus anumite obiective pe care trebuie să le îndeplinim, dar am văzut foarte multe locuri în Deva care m-au întristat foarte mult. De ce v-au întristat? Și asta ne ridică niște probleme, pentru că în 2024 sunt încă semeni de-ai noștri care trăiesc atât de dificil, ca să nu spun altfel. Mai mult decât atât, atenția pentru oamenii străzii, un lucru extrem de important la care vreau să dăm atenție, pentru că avem mulți oameni și acești oameni sunt semenii noștri. Până la urmă trebuie să avem grijă de ei. Nu numai de condiții de trai, dar trebuie să avem grijă de ei zi de zi. Trebuie să avem grijă de tinerii noștri, pentru că vedem problemele cu care se expun astăzi tinerii noștri și nu excludem aici să discutăm și despre problema drogurilor. O problemă pe care mulți poate nu vor să o discute, dar nu numai că trebuie să o discutăm, trebuie să luăm atitudine. Și am avut niște întâlniri și cu Asociația Părinților din municipiul Deva și indiferent de cum va fi după 9 iunie, ne propunem să fim acolo un partener activ și un partener care să dea atenție permanent acestor probleme. De asemenea, nu trebuie să uităm și partea de învățământ și de educație, lucru esențial pentru noi, pentru tinerii noștri, cum am spus, să investim în viitorul tinerilor noștri și acele angajamente pentru a aduce facultăți în Deva, pentru a extinde cele existente, trebuie să o facem zi de zi, dar noi trebuie să fim o echipă pentru oameni, o echipă care permanent să se gândească la oameni și să lucreze în interesul tuturor devenilor. Așadar, nu ați avut doar experiențe plăcute, să spunem, atunci când ați privit, modul în care trăiesc unii dintre deveni. Poate vă referiți aici la cartierele care nu sunt în centrul orașului. Categoric, și vorbim aici de cartierul Grigorescu, vorbim de partea de micro 15, o anumită parte. Dar toate parte, fac parte din municipiul Deva. Și trebuie să nu uităm că toți suntem deveni. Hai să nu uităm și de zona Archia, unde sunt atâtea drumuri în care nu sunt asfaltate și cu probleme. Sunt multe probleme în Deva. Dar ceea ce este important este ca după 9 iunie, dragi deveni, împreună cu toții, să ne punem la masă.
cu asociațiile de proprietari, cu asociațiile patronale, cu toți cei care sunt în DEVA ca factor de decizie, ca să putem să vedem de unde să ne apucăm și de unde să rezolvăm aceste probleme. Pentru că nu avem timp de pierdut. Noi trebuie să facem din prima zi să dovedim că suntem buni gospodari. Care ar fi principalele motoare care ar trebui turate la maximum în această perioadă sau în perioada imediat următoare pentru ca DEVA să aibă într-adevăr parte de turism, de antreprenori poate în număr mai mare care să-și poată desfășura activitatea aici și poate să creeze și locuri de muncă pentru deveni și în ceea ce privește sănătatea, educație, până la urmă toate aceste componente. Ce ar trebui, pe ce pedal ar trebui accelerat acum? Pe toate palierele ar trebui dezvoltat și aici trebuie să ne uităm echidistant în toate direcțiile pentru că trebuie să dăm prioritate în problemelor stringente în primul și în primul rând. Trebuie să vedem care este bugetul, de unde plecăm, trebuie să dăm o atenție, bugetul existent, trebuie să dăm o atenție foarte mare programelor de finanțare, pentru că în perioada imediat următoare știm foarte bine, atât de la Ministerul Dezvoltării, Ministerul Mediului, Ministerul Investițiilor și Proiecte Europene vor lansa foarte multe măsuri de sprijin pentru AT-uri și aici trebuie să fim pregătiți din prima clipă cu tot ce înseamnă documentație, pentru că nu avem voie să mai pierdem nicio ocazie din a atrage fonduri europene, PNRR, tranziție justă, sau Angel Salini, pentru că bugetul pe care DEVA-l avem, într-adevăr, cum ați spus, cel mai mare, mai mare decât al Consiliului Județean și de 4 ori mai mare decât al municipiului Hunedoara, dar acest buget trebuie să fie acea cofinanțare pe care să o avem pentru a atrage fonduri europene, pentru a multiplica bugetul și a putea să fim cât mai prezenți în toate cartierele cu măsuri și cu finanțări corecte pentru cetățeni. Și aici vorbim de anvelopări, aici vorbim de tot ce înseamnă partea de blocuri de joacă, terenuri de multifuncționale, de amenajarea tot ce înseamnă zonelor verzi și căilor de acces, drumuri, apă, canal și așa mai departe. Sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le vedem și nu avem voie să scăpăm nicio sursă de finanțare pe care putem să fim eligibili pentru a accesa și pentru a fi în sprijinul cetățenilor din municipiul DEVA. Sunt curioasă cum vă imaginați dumneavoastră DEVA peste 8 ani, 10. Am zis 8 pentru că ar mai fi loc de câteva alegeri până atunci. DEVA peste 8 ani de zile, un oraș extrem de dezvoltat din punct de vedere turistic, o zonă la baza cetății cu un aqualand extins și o zonă de entertainment extraordinară, cu restaurante și cafenele la poalele cetății integrate într-un orășel medieval, cu evenimente culturale pe cetate, o cetate plină, vie, plină de turiști, o cetate care să anime și să fie acea inimă a orașului care să atragă turiști din întreaga țară și nu numai, cu o zonă pe malul Mureșului dezvoltată din punct de vedere sportiv, al promenadei, al tinerilor, o zonă în care tinerii se poate să petreacă timpul liber, să fie concerte, să fie festivaluri acolo, cinematograf în aer liber, canal navigabil până la Alba Iulia, în care să se plimbe turiștii cu vaporașul, o zonă a Bejanului unde să putem dezvolta și un muzeu satului alături de o grădină zoologică pe care să o dezvoltăm mult mai mult, să fie de atracție pentru copii, pentru bătrâni, pentru familii și așa mai departe. O zonă industrială în spatele Oșanului care să extindă până aproape spre Simeria, unde să avem fabrici, să avem un parc industrial, să avem antreprenori care să investească acolo și să găsească un mediu corespunzător pentru dezvoltarea business-urilor lor. O unificare practică a ceea ce înseamnă DEVA cu Hunedoara prin căi de acces facile, prin piste de biciclete, printr-un trenuleț turistic care să aducă turiștii de la castelul de la Hunedoara la cetatea DEVA-i și viceversa, printr-o comunicare foarte bună cu tot ceea ce înseamnă obiectivele turistice din județul Hunedoara. Deci, perspective sunt foarte bune, deci vedem că avem cu ce. Un oraș cochet, așa cum am spus la început, și un oraș plin de turism, un oraș plin de investiții și un oraș care poate să dovedească că este o perlă a Transilvaniei. Suntem la final de emisiune și o să vă rog să le transmiteți un mesaj devenilor care în data de 9 iunie sunt așteptați la urne. Vă rog. Dragi deveni, 9 iunie e o zi importantă pentru noi toți devenii. Haideți împreună la vot, duminică, să facem un viitor mai bun pentru orașul nostru,
pentru că Deva merită mai mult. Avem nevoie de fiecare dintre noastre ca tot ceea ce împreună cu dumneavoastră am discutat, am pus pe hârtie și din prima zi vrem să devină realitate, le-am stabilit împreună, dar doar cu sprijinul noastră putem să facem aceste lucruri să fie posibile. Împreună cu domnul președinte Nistor de la Consiliul Județean, candidatul PSD pentru președinția Consiliului Județean, cu lista de consilieri județeni, cu lista de consilieri locali la primăria municipiului Deva și cu mine, Lucian Rus, în calitate de primar, după 9 iunie, putem face aceste lucruri să devină realitate. Este vremea faptelor, nu a vorbelor. Avem nevoie de fiecare dintre noastre și noi vrem să dovedim că tot ceea ce discutăm sunt nu doar discuții și sunt lucruri corecte pe care vrem să le implementăm pentru Deva și pentru Deveni. Pentru că Deva este acasă și Deva merită mai mult. Cu Dumnezeu înainte, vă așteptăm la vot pe 9 iunie pentru o alegere corectă pentru orașul nostru. Doamne ajută! Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune și vă doresc mult succes! Din suflet și eu vă mulțumesc și înțelepciune multă tuturor devenilor în 9 iunie. Pentru Deva, pentru acasă la noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!